Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou în live pe Facebook. Am să intru și eu să văd dacă se vede și dacă este totul în regulă. Dar până atunci puteți să-mi scrieți voi dacă se aude și se vede bine, dacă este muzica prea tare sau este ok. Văd că este în regulă, se aude bine. Așa. În seara aceasta, așa cum v-am anunțat de aseară, vreau să vorbesc despre un nou tip de registru de cântat sau registru pe care îl folosim atunci când cântăm și acesta este falsetul. Să închid aici, că se aude. Numele de falsetto provine de la cuvântul falso din italiană. Falset se găsește în muzica de operă și în folclor muzical, de exemplu. În Elveția este folosit atunci când se cântă iodelinguri din acelea, probabil că și în Tirol. Falsetul masculin este adesea confundat cu un blat, pentru că are un sunet natural similar cu vocea feminină, după cum știți, asta înseamnă falsetul. Pentru că se realizează printr-o tensiune puternică, nefirească a corzilor vocale, care vibrează la o lungime mai mică decât cea corespunzătoare pentru un sunet dat. Așa cum spuneam, falsetul este un registru muzical, vocal, independent, care este de cele mai multe ori confundat cu vocea de cap. De ce? Pentru că, la fel ca și vocea de cap, rezonează în partea cutiei craniene, care este cutia de rezonanță, una dintre cutiile de rezonanțe, și partea gurii, de aceea se creează această confuzie. Diferența dintre vocea de cap și falset o constituie modul de formare a sunetului în laringe, astfel că în cazul falsetului corzile vocale se despart, sunetul fiind creat de vibrația corzilor și aerului care trece prin spațiul rămas între ele, astfel că determină producerea sunetului care are un volum scăzut, dar și un timbru muzical nazal caracteristic, aș putea spune. Falsetul apare ca fenomen vocal atunci când forțăm vocea de piept, vocea naturală de care am vorbit în live-urile anterioare, vocea pe care o folosim de altfel atunci când vorbim. În momentul în care o folosim foarte sus, presiunea de aer care apasă pe corzile vocale în acest caz le forțează pe acestea să se despartă. Bineînțeles că este folosit foarte des în muzica pop și soul, spre deosebire la cântăreții mexicani. Așa cum vă spuneam, falsetul de foarte multe ori este confundat cu vocea de cap, însă există diferențe esențiale între vocea de cap și falset. Așa cum vă spuneam mai devreme, și pentru faptul că falsetul este creat cu ajutorul corzilor vocale false, este cu foarte mult aer și aproape că nu are deloc rezonanță.
Sunetul este foarte subțire, se aude foarte încet cu, în comparație cu celelalte registre pe care le folosim, spre exemplu, cu vocea de piept sau cu vocea mixtă, care sunt destul de puternice și se aude destul de tare. Am pregătit chiar de săptămâna trecută un filmuleț cu Ștefan, cu ajutorul lui, la ora de canto, în care vei putea să sesizezi care este vocea aceasta falsetto sau vocea cântată în falset în cazul unui bărbat, că Ștefan deja este bărbat. Am să vă pun să ascultați imediat, să închid puțin sonorul ăsta și sper să-mi iasă. Nu știu dacă merge, dar voi încerca. Am pus pe pauză pentru că din nou m-a bătut tehnologia. Vă rog să reîmprospătați pagina, văd că la mine s-a ieșit complet. Nu știu dacă la voi se vede ok, mie mi-arată că sunt în continuare în live. Dați-mi un semn dacă la voi este în regulă, dacă se vede. Acum văd că este totul în regulă. Am trimis între timp clipul video să îl putem auzi împreună, pentru că nu aveți cum să îl vedeți. Dar este important să îl puteți auzi. Acum. Voce masculină care cântă în falset. Vedeți? Este foarte apropiată de vocea feminină. Ok. Cred că ați auzit. Vă rog să-mi dați acolo un semn în comentariu dacă s-a auzit. Ok, am observat că s-a auzit și cred că s-a văzut, pentru că mie mi-apare că a fost totul în regulă. Așa cum l-ați auzit pe Ștefan, vocea lui este exact ceea ce vă spuneam puțin mai devreme, foarte subțire, cântă parcă ca și cum ar cânta în piano. Este o voce... Noi de ceva timp am început să studiem sau să dezvoltăm acest falset, pentru că sigur că și acest registru se poate dezvolta. Tot ce trebuie să faci este să urmărești să sune vocea în cap, să nu lași în zona pieptului. Asta poți controla foarte ușor punând efectiv mâna pe piept și să vezi să nu cumva să-ți vibreze sternul sau gâtul, să nu simți că este tensionat. Și atunci, tot făcând exerciții, anumite exerciții pe care le poți face cu profesorul tău de canto sau cu vocal coach-ul tău, vei, cu siguranță, în timp vei vedea și rezultatele. Acum voiam să vă mai spun un lucru. Recent am găsit, frunzărind pe Google, tot ceva legat de falset și despre Freddie Mercury. El, în momentul în care scria piesele, folosea efectiv vocea lui de falset, da? În momentul în care scria părțile de solo, pe care ulterior le-a dat sopranelor cu care făcea duete. Cel mai cunoscut vouă sau ție, cred că ți este piesa cea mai cunoscută, este Barcelona lui Montserrat, pe care o cânta cu Montserrat Caballé și pe care sunt convinsă că o cunoști și tu.
Cam aceasta a fost live-ul din seara aceasta despre falset sau falsetto, cum găsiți voi sau cum sunteți obișnuiți să auziți. Din punctul meu de vedere, fetele nu pot să cânte în falset, fetele cântă cu voce de cap, băieții cântă cu falset. Eu sunt Olga Schein, vocal coach sau profesor de canto. Dacă ți-a plăcut live-ul de astăzi, poți să le vezi și pe cele pe care le-am făcut până acum pe contul meu de YouTube, Olga Schein Vocal Coach sau Vocal Coach Olga Schein. Poți chiar să dai subscribe sau poți să dai share în pagina ta personală de Google sau ce alt, nu știu, Twitter, social media pe care ești tu de în fiecare zi și butonezi. Și poți face probabil unui prieten de-al tău care poate că este pasionat de a învăța câte ceva despre cântat sau despre cum își folosește vocea. Și poți face și tu un bine dând share la această postare. Nu uita că în continuare poți să-mi scrii pe adresa de mail olgashein_vocalcoach@yahoo.com pentru, nu știu, eventuale întrebări pe care le poți avea atunci când vrei să cânti și vezi că ceva nu-ți iese, pot să-ți dau un răspuns, te pot ajuta. De asemenea, știi că am un concurs pe YouTube, pe pagina mea personală de Vocal Coach, în care te poți înscrie și care vine ca finalitate cu un curs de 4 lecții gratuite pentru tine, dacă te interesează sau dacă simt că ai o sclipire în vocea ta acolo și poate fi modelată, pentru că îmi place mie să spun că, virgulă, caut diamante neșlefuite cărora să le scot la suprafață strălucirea. Acesta a fost live-ul de astăzi. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și numai bine. La revedere!